Au primit un email de la o fată numită Chloe, ok. Deep in the woods with her brother and father. Chloe says that for the last couple weeks, she's been waking up to screaming noises in her house. Ok, deși că ea locuiește singură în mijlocul pădurii, okay, nu chiar singură, locuiește în mijlocul pădurii cu fratele ei și cu taică-su. Și în ultimele nopți, efectiv, s-a trezit cu sunete în casă. Efectiv, țipa cineva la ea în casă. Și nu știe de unde vin aceste sunete. Și când întreabă pe taică-su de unde vin țipetele astea, el se enervează. Bă, de ce s-ar enerva? Și ne-a trimis un video pentru dovadă. Bă. Ce cu video-ul ăsta, fraților? Bă, cineva cântă. De acolo din... Bă! Mamă, bă, ce aia? Ok, era cineva. Se duc la casă la Chloe. Dar acum un videoclip, o vorbă de la sponsorul lor. Ok, băieți, hai să trecem aici peste și să vedem când se duc băieții acasă la Chloe. Bă, da, ați văzut că era ceva sub patul ei. Bun, interesant. Bun, și acum se duc acasă la Chloe. Cum te simți despre asta, Chester? Frățelul Chester ca întotdeauna, fraților! Mama, adevărat, boys, a zis că taică-su e nervos, deci când o să-i vadă pe ăștia, să nu ia la bătaie sau ceva. Și că casa asta, dacă nu avem conexiune acolo. Momentan tot e ok. Bun, deci frățiorul Parker e pe treaba, dar asta e căcat pe el. Mamă, dar e nașpa rău de tot. Deci pe bune, acum e cel mai nașpa scenariu, pentru că tatăl lui aia e nervos. Poate dacă le vede și le face ceva, știi? Și nici măcar în mijlocul pădurii nu o să aibă conexiune sau ceva de genul. Deci e nașpa, băi, cel mai nașpa de până acum. Gata, au ajuns la ora 10:38. Au ajuns acasă la Chloe. Bă, uitați-vă acolo. Bă, uitați-vă casa, e reală, man. Bă, ați văzut casa? Ce e asta, boys? Hai să batem la ușă, frate. Bă. Bă, nu-i bine ce fac, man. Au ajuns, a bătut la ușă. Nu răspunde nimeni? Ba da. Hai să vedem. Mamă, să nu fie taică-su. Ok, e Chloe. Why? Voi mi-a stat inima să nu fie taică-su. Ești Chloe? Yeah, I am. Da, eu sunt. Mamă, ce micuțe. E ok dacă e tremurător și vorbim. Da, e ok. Intrați, fraților, înăuntru să vedem care-i treaba. Mamă, mi se face pila de gâine, efectiv. Să nu afle taică-su sau ceva de genul. Chiar aici. Mamă, uite să faci și micuțe, Chloe. Mamă, bă! Hi. Salut! Ești tatăl ei? Sunteți copii bebelușului meu? Bă, ce-i cu ăsta? Da, suntem prieteni cu fica ta. E o fată bună. Mamă, ci că ea este un copil bun, nu la fel ca frate-su care este inutil. Mamă, boys, deci a aflat taică-su. Bă, e bine că n-a făcut o scenă, că nu încearcă să-i omoare sau ceva de genul. Tată, te duci înapoi în camera ta? Bă, voi vedeți că e mai mare ca ușa, man, ce-i asta? Bă. Ok, hai să vedem, să vedem ce o să facă. O să vină aici să vorbească. Jesus. Ok, Chloe, thank you. Ok, Chloe, mulțumim că ne-ai lăsat înăuntru cu tine. Da. So, can you tell us more about what's been going on? Poți să ne spui mai multe despre ce se întâmplă? So, at night, usually when I'm trying to sleep, I've started hearing these weird noises. For the first couple nights, there was this weird whining sound. Then I heard scratching, chewing and almost like a peeling sound. Bun, deci de câteva nopți aude diferite sunete, efectiv, cum zgârie cineva pereții, cum țipă cineva, cum cântă cineva, după cum a zis și în filmare. Bă, de ce aude? Tatăl tău a menționat ceva despre fratele tău? Despre ce e asta? De ce l-a făcut inutil? Nu poți să vorbești despre asta, ba mă, trebuie să vorbești neapărat, sora. Se întâmplă ceva cu tatăl tău? Arăta că am ciudat omul meu, deci știi că se întâmplă ceva. Știi cât de tare...
Și că cât de tare e tatăl meu, spune că sunt cea mai tare fată din lume. Ai, pe bune, pe de pare că mai vede la o fată că niciodată nu este din cameră, ce mai probabil. Plus că ești fica lui, normal că zice asta. Dar... Mamă, și că... Why, boys? Okay, so do you think that... Bun, deci și că taică-su nu are absolut nimic, ci doar e în depresie, e în depresie pentru că a fost dat afară de la job. Lucra ca și un chirurg la ceva companie. Bă, povestea asta mi se pare cam inventată, gen, vă zic eu că taică-su nu e chirurg sau cel puțin e ceea ce pare, uitați-vă la el. Cred că o minte pe ea. Crezi că faptul că și-a pierdut jobul? Și mi-a zis că câinele nostru a plecat și acum e foarte, foarte supărat. A avut și un câine. Și că îl aud cum plânge în subsol câteodată. Băi, ce-i cu familia asta, man? Câteodată îl aud și cum țipă. Bă. Ești o fată bună, ești o... Asta. Băi, ei îi pasă de taică-su, dar... Băi, e ciudat. Hai să ne uităm în subsol, spune Chester. E ok dacă eu și Chester ne-am uitat în casa ta, uai, fraților. Da. Hai să vedem, băi, hai să vedem cum e casa lor. Bă, vă zic eu, asta nu e o familie normală, cel puțin taică-su nu e normal. Ea e normală și își iubește tatăl, adică nu e nimica ciudată. Și vreau să-l văd pe frate, să văd care e treaba cu el. Bro, l-ai văzut pe băiatul ăla? Cine bă erau în aeroport cu el? Bă, bune, bă, stați, ce are Parker, man? Bă, Parker, man. L-a întrebat dacă i s-a părut normal. Bă, ăla nu era un om normal, pe bune. Și ce dacă și-a pierdut job, boys? Nu trebuie să... Băi! Arăta ca un psihopat, arăta ciudat, bă. Dacă și-a pierdut jobul, era trist, nu arăta așa. Hai să punem o cameră în subsol. Bă, ok, hai să vedem. E ciudat. Bun, asta cred că e ușa de la subsol. Hai să vedem. Mamă. Hai să vedem, boys, cum e subsolul. Ma. Acum asta nu... Ok. Bă, ce-i cu foarfica aia gigantică? Boys, aia e o foarfică de-aia de tăiat. Mamă, ce scârție. E o foarfică de-aia unde tai... Tai gardul, nu? Mamă, dar ce-s chestiile astea? Ce-s chestiile astea? Bă, sunt chestii fără sens aici, pe bune. Gen, pe bune, ce-s astea? Bă, e o cameră aici, cineva locuiește aici. Dar oare ei știu că cineva locuiește aici? O fi că aici e camera de rezervă lui taică-su. Bă, ce-s toate astea, man? Ce-i cu locul ăsta? Pă bune, ce-i cu locul ăsta? Bă, uitați-vă cineva, mă... Bă, ce să mănânce? Bă, era o bandă de-aia pe care se lipesc muștele. Și de ce... Bă, și de ce erau tacâmuri? Deci, bă, ăla mănâncă bandă de-aia cu muște. Ce-s chestiile astea? Găsit un acvariu. Camera, ok, a pus camera, mă, ce m-am speriat la asta. Bă, deci băiatul ăsta e ciudat pe bune. Justin, Chloe și Mary. Ce-s astea? Scurele sau... Mamă, încă o cameră. Bă, câte camere sunt aici? Bă, încă o cameră aici. Ce-i acolo? Bă, e o masă de operat. Frații mei. Bă, poate el era chirurg pe bune, dar nu cred că era un chirurg normal. Bă, sunt chestiile lui vechi. Bă, de ce e o cușcă? Și acolo e un burger cu niște cartofi? Bă, deci nu-i bine ce se întâmplă aici. Hai să vedem. Ce cu... Are sânge de la negru. Bă! Bă, cineva e la o... De la o perfuzie de-asta. Bă, cineva e conectat acolo. Bă, cineva e conectat acolo.
Bă, sunt toate chestiile conectate la acest, la sicriul ăla, la cufărul ăla. Bă, să nu fie cineva în el. Bă, să nu fie cineva în el. Lasă-l acolo, bă, uitați-vă în el. A pus o cameră aici. Bă, uitați-vă, vă rog eu ce-i în coșugul ăla, vă rog eu, uitați-vă. Bă, a țipat! Bă, a țipat! Bă, da! Bă, uite, bă, trebuia să uite ce-i în ala, bă, deci nu pot să continui. Trebuie neapărat să văd ce-i în ala. Veniți. A țipat Chloe, ce s-a întâmplat? Hai să vedem ce e aici. Bă. Bă, e ciudat, pe bune. Mamă, uite pe taică-su! Bă! Bă, uitați-vă cât de înalt e. Bă, vine aici, vino mă, du-te mă acolo. Bă, uitați-vă la taică-su. Îmi pare rău, domnule. Eram jos și am auzit țipete. S-a întâmplat ceva? Și că bebelușul meu nu se poate juca cu voi, băieți, dar nici nu voiau să se joace, men. E bolnavă. Bă, eu părea destul de ok Chloe-a noastră, adică nu cred că e bolnavă sau ceva, dar cred că ăsta e psihopat. Mama, a plecat. Ok, hai să intrăm în camera ei. Să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă acum, men? Bă, nu e ok. Deci nu mi-a plăcut deloc cum a început asta. Hai să vedem. Să ne uităm la ea în cameră. Hai să vedem dacă chiar e bolnavă, dar poate nu e la ea în cameră, Chloe? Știi zic, adică. Chloe? Ești la tine în cameră, sora mea? Doamne, știu. Oh, uitați, bă, și ei bă, ce s-a întâmplat cu ea? Ce s-a întâmplat cu ea? Bă, zici că e moartă, pe bune. Uitați-vă, e conectată la o perfuzie de-aia cu sânge negru sau ce aia. Chloe, ești ok? Bă, cum e ok? Nu arăta așa acum câteva minute. Are you okay? We heard you screaming. Yeah, I don't know. My daddy says I'm sick. Tata spune că sunt bolnavă. Bă. This isn't normal. Asta nu e normal. Ce ți-a făcut taică tu? Ai țipat. S-a întâmplat ceva între tine și taică tu? Trebuie să ne spui neapărat. Nu, nu, nu. Suntem ok. Trebuie doar să mă duc să mă culc. Și după sper că o să mă simt mai bine. Daddy mi-a adus ceai. Bă, ce ceaiul ăla, frate meu? Băi, îs cu chestii de la gen, de la avea jos în acvariu ăla. Bă, nu cred că a trebuit să bei aia, pe bune. Bă, nu pare ok. Fraților, acum câteva minute, uitați-vă ce palid e la față. Zici că trebuie să pleci de aici. Trebuie să te luăm de aici. Nu, o să fie ok. Și nu vreau să las pe tati singur. Dar unde-i frate Sugen? Bă, ce s-a întâmplat cu ea, man? Băi, nașpa. Chiar are nevoie de mine. Băi, aș iubește tata. Bă, ce drăguț. E ok dacă punem o cameră de filmat la tine în cameră? Da, ok. Acum o să pună camere în toată casa, boys. O să fie partea noastră preferată. Însă să nu se mai întâmple chestii ciud. Chloe. Date. Chloe? Bă. The name of your dog was? Care era numele câinele tău? Pepper. Pepper o chema. Why? De ce? Okay, so... Dar de ce? Cum adică Pepper? Dar ce? S-a văzut numele de Pepper acolo? S-a pus camera. Ce că dimineața când o să mă trezesc o să ne uităm toți la... Noapte bună, Chloe. O să ne uităm la filmări. Bă, dar e ciudat ce se întâmplă, pe bune. Sper să nu se mai întâmple ceva până să se culce. Ce că, frate, închide ușa. Hai să vedem. Frate, ce naiba se întâmplă? Chiar nu știu. Ceva foarte nașpa se întâmplă acum, pe bune. Da, știu. Bro, who cares about footage? She said her dog's name was Pepper. Do you know what that means? What? Let's just wait until her dad leaves his room. Și că numele lui câinele era Pepper, dar ce înseamnă asta? Era acolo jos ceva cu Pepper? Sau nu, că nu-mi dau seama. Bă, ăsta vrea să plece și eu. Deci și eu aș fi în acea situație. Și eu aș vrea să plec de aici. E prea ciudată chestia asta. Bă, ia uite-l pe ăsta. Bă. Uite-l filmează, mamă. Bă, îl filmează pe ascuns. Nu-i bine, nu-i bine. Bă, uitați-vă la el cum se mișcă.
Oare ce a făcut? Hai să vedem ce o să face. Bun, o să pună o cameră de filmat la el în cameră. Hai să vedem ce mai are și ăsta la el în cameră. Că 100% nici ăsta nu-i curat, vă zic eu. Ma. Ce că miroase. Bă, e mai normal decât camera lui Chloe. Bă, ce e aici? Are toate astea. Ce se întâmplă, boys? Oh, uite, are un scaun cu rotile și niște chestii. Ce face acolo? Bă, ce-s alea? Ok, are un scaun cu rotile și niște dalea. Ăla cred că e un pian. Hai că un pian. Ce asta? Ah, e un calculator, uitați-vă. Mamă, ce... Un calculator foarte ciudat. O să-l pornească. Slice and Spice. Bă! Cred că ăsta-i jobul lui. Bă, ăsta cred că lucrează pe internetul ascuns. Uitați-vă. Ce-s astea, man? Îs filmări? Poze cu Chloe? Bă, poze cu Chloe. La ce te uiți? Îs atâtea fotografii cu Chloe. Bă, este pe internetul ascuns, gen. She will be beautiful. O să fie minunată când o să îi scot partea de jos din corp. Băi, dezgustător. Bă, ce că nu e a lui, bă, frate meu. Bă, vă zic eu cred că ăsta nu-i taicăsu. Cred că e cineva care vrea să-i facă rău, pe bune. Hai, duceți-vă înapoi în cameră, băieți. Pe bune. Bun, e nașpa. Hai să vedem. Și că poți să lași telefonul pentru 2 secunde. Trebuie să vorbesc cu tine. Ce se întâmplă? Ce te deranjează? Oare ce te deranjează? Ceva nașpa se întâmplă acum. Știi că am pus camere peste tot în casa asta. Bro, why do you care so much about collecting footage? Just because you feel safe sleeping here doesn't mean I do. Și că dacă tu te simți în siguranță aici, nu înseamnă că și eu mă simt acum pe bune. Nici eu nu mai simt, eu v-am mai zis de început de videoclip. Și ce mai probabil o să vă mai zic. De ce faci totul așa de greu? Nu vrei să ajuți oamenii ăștia? Nu vreau, plec, știi ce zic, pe bune. Băi, ce naiba avem pe bune? Înțeleg că ești om bun și că vrei să ajuți, da, să te bați cu demonii sau cu asasini de pe internetul ascuns. Bă, uitați-vă ce e acolo. Ce chestia aia? O ignoră, bun. Se pun să se culce, fraților, uai. Let's go. Hai să vedem acum partea noastră preferată. Am mers să ne culcăm, spune. Am mers să ne culcăm. Uitați-o și pe ea. Jesus. Ok. Bă! Uitați-vă pe taică-su. Ce mă cu mâinile alea? Pe bune. Ce s-a întâmplat? Bă! Uitați-vă cum îi face gura. Bă, stă la calculator. Bă, da, uitați-vă cum stă la calculator. Bă, voi vedeți ce... Are niște... Bă, uitați-vă ce are picioare. Are niște cizme gigantice sau... Care-i treaba? Bă, ce se întâmplă cu el? Da, mă, uitați-vă, are niște cizme gigantice. A observat camera, nu! Bă, nu! Bă, spune-te rog că n-a observat camera. Ok, își ia computerul și se duce în dulap. Dar a observat camera, s-a uitat la cameră, vă zic eu că a observat-o. Și-a luat și computerul. De ce face asta? S-a trezit Chloe. Chloe și-a dat seama, mamă, e aproape ora 3 dimineața. Uite, ia, mamă. Deci asta face taică-su noaptea. Distruge chestia, acum și-a distrus computerul. Dar tot se uită la cameră, bă, a observat camera. Pă bune. Bă, ce-s astea? Why?
Why, frate meu, why? Hai să vedem. Ce se fac cu Chloe, boys? Are o criză la 3-4 dimineața. Ăștia dorm niște su, dar unde-i taică-su? Bă, așteptați-o pe Chloe! Bă, ce se întâmplă cu ea? E posedată? Mamă, taică-su a plecat. Bă, ce se întâmplă cu... Chloe! Ce s-a întâmplat cu ea? Bă, cred că i-a făcut ceva, uitați-vă, se duce să ia scaunul cu rotile. Bă, ce-i cu familia asta? Dar unde-i frate, sumel? Bă, cred că toată lumea de aici a uitat care are un frate. Bă, uitați-vă la el cum vine. Care-i treaba cu asta, man? A luat-o. Și acum o duce undeva. Bă. Nu. Nu! A aruncat-o pe scările alea de la subsol. Uitați-vă. A venit la aici. Bă, mă, să n-o pună... Mama, a văzut camera. Nu, a văzut camera. Fuck it. A văzut camera, boys. Mamă. Mă gândesc ce s-a întâmplat. Cred că o pune noaptea în cușcă sau ceva genul. Ok, de s-au trezit. Cum ai dormit, Chester? De ce-ți pasă? Chester e supărat, pă, pare, cred că nu a vrut să plece noaptea trecută. Bănesc că era cea mai bună alegere din viața lor să plece. Te duci să o trezești pe Chloe? Ok, Chico, o să colectezi el camerele și să ne uităm la astea, dar se ducă să o trezească pe Chloe. Dar Chloe nu mai e acolo. Sau poate a revenit. Ok, am dus să o trezesc pe Chloe. Hai să vedem. Chloe? Ok, Chloe. Mamă. Oh, God. Mamă, ce se aude? Băi, ăsta e căcapet de frică, vă zic. Chloe? Mamă, nu mai e aici, dar era clar că nu mai e aici, că a dispărut. Credeam că poate a dus-o la înapoi, dar nu. I don't know where she went. Nu știu unde s-a dus, nici noi nu știm. O să mă simți rupar, că nu te și spune-i, pe bune. Deci nici eu nu știu unde s-a dus. Dude, Parker, I just went in Chloe's room and she's gone. A mers în camera lui Chloe și a dispărut. Ți-am zis, stai că s-o face ceva oribil, pe bune, fugiți de aici. Trebuie să plecăm acum, pe bune. E în casă. Și că o să ne uităm la filmările alea. Bă, da, el, bă, parcă n-are emoții. Uitați-vă la asta, deci mie nu vine să credem ce văd, pe bune. O să ducă după la subsol după ce văd asta. Hai să ne uităm la asta. Bun. Uitați-vă pe taică-su. A fost la mama. O să ne uităm la camera lui Chloe. Acum cred că o să vadă cum a fost posedată, pe bune. There's something wrong with her. S-a întâmplat ceva cu ea. Nu-mi place asta, hai bă să plecați de aici. A luat-o taică-su și-a dus-o în subsol și-a tăiat camera. Mamă, și acum o să se ducă la subsol. Deci asta e cea mai proastă combinație, vă zic sincer. Nu, frate, nu. Mamă, nu-i bine. Nu-i bine, băieți. Nu-i bine. Vreau să văd dacă e ceva mai mult în computerul lui. Hai să mergem în... și să o găsim pe Chloe, pe bune, hai, duceți-vă. Why, man? It's not ok. Pe bune nu e ok. Bun, taică s-a venit din nou, hai să ne uităm înăuntru. Ce vrei să facem? What the hell is this? Ce e asta? Why is there a giant hole in me? Bă, mamă, deci o găsit un desen unde a trebuit să fie ei doi și o gaură gigantică în Chester. Bă, ăsta vrea să-l omoare pe frățelul Chester. Ia să vedem, acolo poate... Poate... Eram... Așa, credeam că poate să se ducă la subsol pe acolo. Nu trebuia să ne uităm la lucrul ăla. Uite, bă, sunt ei doi și Chester are o gaură în el, mamă, sărac cu Chester. Hai să mergem în subsol. Să o găsim pe Chloe. Let's go. Nu vrei să mai pui o cameră aici? Hai să mergem să o găsim pe Chloe. Mamă, nu e ok. Uitați-vă la asta, pe bune, nu e ok. Să vedem dacă e acolo jos. Okay.
Ok, hai să vedem. Mamă, ce scârție totul, băi. Mamă. Mamă, să nu fie în cușcă, Doamne ajută, Doamne ajută, boys. Uai. Chloe? Da, unde-i frate său? Chloe, ești aici? Ok. Mamă, cineva a mâncat muștele alea de data trecută. Nu știu dacă ați observat acolo în dreapta. Chloe? Nu e nimic aici. Uite, bă, cineva a mâncat muștele alea. Pă bune, a trebuit să fie aici. O să scandat așa. Hai să mergem în cealaltă cameră. Uai, cineva a mâncat muștele alea, nu-mi place ce văd, pă bune. Chloe? Pă bune, hai să vedem. What? What the hell happened down here? Bă, și-a folosit masa de operație. Ce-a făcut lui Chloe? Bă, unde-i Chloe? Cred că s-a întâmplat ceva noaptea trecută aici, pe bune. Calmează-te. Cum adică să se calmeze, man? Nu poate să se calmeze. Tu ne-ai ajuns aici. Cum nu-ți dai seama? Se întâmplă ceva ciudat acolo. Bă, uitați-vă neapărat în coșugul ăla. Mama, uitați-vă în cutia aia, pe bune. Vă rog eu să vă uitați în cutia aia. Hai să ne uităm, let's go. Mama, deci asta am așteptat de la începutul videoclipului. Nu e o cutie, e de fapt un sicriu, cred. Mama, e închisă cu lacăt. Trebuie să o deschidem. Nu putem, cred că nu pot să o deschidă. Ci că nu e aici, nu cred că nu-i 100% aici. Trebuie să plecăm de aici, nu. Noapte. Mamă, încă o noapte, mai vrea să stea o noapte aici, pe bune? Bă, mai vrea să stea o noapte aici. Mamă, deci nu cred că asta mai vrea să stea o noapte aici, nebun. Mamă, săracul ce stărică ca pe el. What we saw in that basement is not normal. Her dad has been recording him. We're not safe here. Da, exact, taică su știe. Da, deci, bă, puteau să pleci din casă toată ziua. Au ales să rămână, nu știu, proastă idee, pe bune. Dacă avem vreo șansă să găsim unde e Chloe, bă, băieți, pe bune, nu sunt un om rău, dar las-o naiba pe Chloe și plecați de aici, știi ce zic? What the hell are you talking about? You don't care, you just want to record them. Mamă, i-a spus că nu vrei să-i ajungi, acum se ceartă ei între ei, fiți atenți, că nu vrei să-i ajungi, vrei doar să-i înregistrezi. Vreau să fac asta. Mamă, cică, încercă să-i ajute, se uita pe telefon să caute terapiști, dar nu știu, man. Putem să mergem să le culcăm acum, pe bune. Frate, nu fi așa, băi, și aș vrea să plec în locul lui, deci nu-l șutec deloc, pă bune. Bă, ce s-a întâmplat cu asta lui? Cineva i-a schimbat asta. Plapuma. Doar ignor-o. Cum să ignori așa ceva, man? Băi, deci nu e ok. Nu e ok, uitați-vă ce se aude. Mamă, a doua noapte. Night 2, noaptea 2. Nu e bine, pe bune. Hai să vedem ce se întâmplă în casă. Poate își fac apariția aia. Da, tot e ciudat. Uitați-vă, cineva... Ba nu, aia e o cutie. Credeam că e un secret, dar e o cutie. Doamne, așteptă-mă asta. Asta e a treia oară că mi-a făcut curci. Uitați-vă, taică-s-o în pat. S-a trezit iară. Și iară s-a uitat la cameră, man. Băi. Iară din nou asta. Bă. Mamă, s-a trezit iară și se uită iară la cameră. Nu e ok, vă zic că nu e ok. Ma. Acum iară îi desenează pe ei și se uită la cameră în timp ce îi desenează. Mamă, cred că o să dea jos și camera asta, pe bune. Ha, ha, ha. Cred că o să dea jos și camera asta. Mamă. Bă, ce stai acolo în subsol? Uitați-vă la el, de ce face așa? Se uită la cameră. Bă, mă, se deschide ăla! Dar cine e acolo? Bă, cineva vrea să iasă de acolo. Cine e acolo? Bă, cineva vrea să iasă. A spart lacătul. Ce-i aia? Frate miu, a ieșit cineva de acolo. Aia poate... Mama, a plecat ăla de aici.
Bă! Bă, ce e aia? Frate meu, ce e aia? E fix ca desenul ăla. Bă, ăla nu e un om. A plecat. Bă, ăla nu e un om. Ora 3:08 dimineața. Bă, ce era aia, pe bune? Mamă, cineva plânge. Bă, de ce plânge? Uai, uai, deci nu e ok. Parcă, trezește-te. Bă, ce-i aia? Aia, bă, vedeți, cred că l-a combinat pe frate-su și pe Chloe și a făcut creatura aia ciudată. Hai să plecăm. Pleacă. Mamă, mamă, pleacă, pleacă. Bă, eu locul nu ce-a lăsat pe aici și plecam, vă zic sincer, gen, pe bune. Uai, ce-i asta? Ia-o la fugă, frate meu. Replace, acolo erau niște mesaje. De unde vine asta, frate meu? Cred că de aici, pe bune. O să ne uităm pe aici. Hai să vedem. Cred că vine de jos, cred că vine de la subsol. Nu mai ajunge la subsol, băieți. Vă spun sincer. Mamă, încă se aude. Parker, cineva încă plânge. Bă, ce se aude? Cred că aici e taică-su. Uită-l! Bă, taică-su! Bă, l-am văzut! Domnule? Ce se întâmplă? Bă, fugi! Fugi, omul meu! Fugi! Mamă, iau! Parker! Mamă, 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 mamă! Ce se întâmplă? A venit și Parker la subsol! Bă, sunt blocați la subsol! Chester, unde ești? Îți blocați la subsol, amândoi! Chester, ești ok, frate meu? Băi, Shelly la subsol, amândoi sunt la subsol. What's over there, ce-i chestia aia? Mamă, cineva-i ținut în lanțuri acolo. Băi, creatura aia care a ieșit din din cutie, hello. Cred că e Chloe și cu frate sunt într-o combinație sau ceva de genul. Chloe? Cine-i chestia aia? Bă. Bă, ce-i aia? Chester. Bă, ce e asta? Tată? Îi zice Daddy? Ma, ești tu? L-a transformat-o pe ea și a făcut-o ca ea. Și că taică s-o m-a atacat, ce faci? Bă, cine e asta? Bă. Bă, fă ceva, plecați. Nu atinge chestia, pare că e bolnavă. Pleacă de acolo, man! O să sară la ei, fugi. Bă, ce face? Ia! Chester, fugi! Chester! Fugi! Mamă, mamă, ce-i aia? Fugiți, oamenii mei! Mamă, ieșiți pe geam, pe bune, că nu puteam să iasă cumva, ieșiți pe geam! Mamă, 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 să poată, bine! Ok, ok, a reușit, bă, ia-l, ia-l! Ia-l, gata, mamă, a reușit să le ia! Mamă, ce-i aia pe piciorul lui? Fugiți! Unde suntem? Duceți-vă la mașină! Unde-ne mașina? Bă, unde-ne mașina? Trebuie să ne găsim mașina. Hai da, fraților, ce s-a întâmplat? Trebuie să ne găsim mașina. Ce s-a întâmplat? Deci că am mers prin pădure până ne-am găsit mașina. Hai să vedem. Nu știm nici până în ziua de azi, n-avem nicio idee cine a atacat. Și de atunci n-am mai auzit nicio veste de la Chloe. Și aici s-a terminat episodul de Life of Luxury. Ei bine, băieți, a fost ceva foarte, foarte creepy. Hai să nu mai pierdem timpul și să-l auzim pe Parker. Să vedem ce se întâmplă în clipul de astăzi. Mamă, băieți, abia m-am trezit și am o față super, super ciudată. Hai să vedem. We received an email from okay, I'll permit an email. Debbie, who lives with her two brothers. Debbie says that recently her little brother Billy was in an accident that has caused horrific changes to his body and physical appearance. Hopa, ok, de data aceasta este și mai diferit, deși că a primit un email de la o fată pe nume Debbie, care asta locuiește cu frații ei, gen, și fratele ei mai mic numit Billy, și bănuiesc că Billy e băiatul ăsta care o să devină posedat la miezul nopții, a avut recent un accident care i-a stricat corpul într-un fel, fraților, nu știu dacă mă înțelegeți, însă corpul lui arată efectiv oribil din cauza acestui accident.
Băi, asta nu pot zic neapărat că e horror, că na, știi ce zic, se mai întâmplă, depinde ce accident a avut, știi ce zic, normal. She's also worried that her older brother, Ronnie, isn't giving her younger brother enough food because he's always hungry. Mamă, asta-s fraților, că fraților asta au probleme amândoi. Și deodată e frică că fratele e mai mare, care, pe care îl cheamă Ronnie, și trebuie să-l hrănească pe ăla mai mic, nu-i dă destulă mâncare, pentru că e întotdeauna foame lui Ronnie, lui fratele mai mare. Ok, asta e o familie de ciudați, fraților, vă spun sincer. She's too afraid to be left alone with her younger brother because he drools and stares at her. Și e frică să stea cu fratele mai mic singur în casă. Și a trimis un video. Hai să vedem. Mamă, unde n-ai băia asta? Mamă... A, ăla-i fratele mai mic care-i cătușa! Cine e acolo? Cum? Vino mai aproape. Bă, ce e aia? Now Debbie says that she's too afraid to spend another night in that house alone, so tonight we're gonna drive to her house and set up cameras. But first, a quick word from... Bun, fraților, deci fiți atenți ce se întâmplă, voi ați văzut și voi că băiatul ăla ar trebui să fie fratele mai mic. Bă, e cătușa! Ok, ceva clar s-a întâmplat cu corpul lui și tare am impresia că este ca în celelalte situații când oasele i-au ieșit din corp și efectiv s-au mărit. Bun, băieți și fete, și acum Parker și Chester urmează să se ducă la Debbie acasă. Hai să vedem, let's go. Dude, mamă, să pună camere. Efectiv, ce stric ca întotdeauna. De ce să merge, băi, și are dreptate de fiecare dată, frate. De ce să merge acolo să-ți riști viața pentru niște necunoscuți? But you don't know anything about the situation. Her older brother might be doing the best he can and he probably won't like us coming to his house. Listen. Bă, asta zice bine, știi, adică și că fratele ei mai mare, gen ăla care a trebuit să aibă grijă de ei practic, nu face nimic, știi, și ce s-a zis că bă, poate face, știi ce zic, și doar mintea aia și totodată nu cred că fratele ei mai mare s-ar bucura dacă n-ar vedea la ea acasă. Și are dreptate, frate, știi ce zic, se pot întâmpla anumite chestii. După ce a zis Debbie în acel e-mail, știu că este ceva ciudat în acea casă. Se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa. Știu, frate, ceva la care nu a trebuit să ia parte niciun om. Exact, fraților. Exact, gen Parker zice că dacă fratele sunt mai mare n-are grijă de ei, e treaba noastră. Și Chester zice, ba nu, pentru că nu e treaba lor, frate, suntem 7, suntem 8 miliarde de oameni, 100% există vreun frate mai mare care nu are grijă de frații lui mai mici. Ce facem noi acum, mergem toți după el, n-are niciun sens, știi ce zic? Hai să vedem. Ok, hai că l-au convins până la urmă. Merg acum, mă obuiesc, mi-a lipsit un videoclip Life of Luxury. Hai să vedem ce se întâmplă în ăsta. Ok. Ați ajuns la destinație. Trage pe dreapta, i-a zis. Ok, frate, hai să intrăm înăuntru. Mamă. Hai să vedem cum arată casa lor, gen. Ne dă niște indicii sau ceva de genul de la casa lor. Locul ăsta pare abandonat. Mamă, bă, ce cu casa asta, bro? Okay. Hai să vedem dacă e aici. Mamă, man. Niciodată n-am mai văzut atâta mizerie într-un clip Life of Luxury, gen. Bro, ce e asta? O să bat la ușă, ai grijă, frate. Ce e asta, bro? Mamă, voi vedeți, băi, totul e ruginit. Ce naiba? A bătut la ușă, nu răspunde nimeni. She's not answering. Nu răspunde, ea mai... Unde e naiba ea? Mai bat o dată? Da. Ah! Boys, cine e ăla și de ce ține o chestie super lungă în sac? Ce naiba e ăla? Bă, cine e ăla? Ce naiba face? Mama are ochii albi! Cine era? Și ce trage în sacul ăla, boys? Adică, nu știu, să fie un om? Să fie fratesul aia, că el era așa mai lung? Dar e prea subțire pentru un om. Boys, ce naiba se întâmplă? Dude, he's coming over here.
Mama, vine aici, vine aici, boys, vine aici. What the hell are you two doing? Și că ce naiba faceți aici, mamă, ăsta e nervos, boys. Cine e ăsta, bro? Hi, I'm Parker. Salut, sunt Parker, ăsta e Chester. Suntem aici pentru Debbie. You know her? Yeah, o cunoști? She's my sister. Da, o știu pe Debbie. Mamă, bă, ăsta dă camere. Fraților, deci ăsta cheie e Ronnie, fratele mai mare de care vorbea. Yeah, so we're actually supposed to film something with her tonight. Is she home? So you're filming me? You've been filming me? You filming me back there? Mamă, fratele, ăsta s-a enervat de tot. A zis că și că da, am venit aici pentru Debbie pentru că trebuia să primăm cu ea ceva seara asta și a zis: "A, deci mă filmați? M-ați filmat până acum?" No, nu cred. Puteți să intrăm și să o întrebăm pe Debbie niște chestii? Puteți să mă întrebați pe mine. Mamă. Băi, ce-i cu casa asta, fraților? Hai, intră înăuntru. Mamă, ce să vrea să plece, boys, logic. Și aș vrea să plec. Ce naiba. Ok, thank you for letting us sit down with you. Mulțumim că ne-ai lăsat aici să vorbim. Hai să vedem. E ora 12 acum. Care numele tău? Ronnie. Ronnie, right. I'm assuming you're Debbie's older brother? Yeah. Mamă, ce se comportă ăsta, chică, ești fratele mai mare al lui Debbie și el, da, se comportă ciudat. Okay, well, it's nice to finally learn your name. I gotta say, this is a little weird because we were expecting to talk to your sister. Look, I already told you. Anything you were gonna ask her, you can ask me. Ok, boys, ia stați, s-ar putea să ascunde ceva Ronnie ăsta. El a zis că, da, mi se pare destul de ciudat, deoarece când încă urmează să vorbim cu sora ta. Și ăsta a zis: nu uita, orice poți să o întrebi pe ea, poți să mă întrebi pe mine. Ce treabă are, frate? Vreau să vorbesc cu ea. So what's causing her to be so sick that she can't come out? Cică, și de ce nu poate să vină ea? E așa bolnavă, i s-a întâmplat ceva? She didn't listen to me. Deoarece nu m-a ascultat pe mine, mamă, cum ar fi fost boys ca în sacul ăla să fi fost Debbie. She was getting involved in situations she shouldn't have. Și că s-a implicat în situații în care nu trebuia să se implice. What does that mean? Ce înseamnă chestia asta? You think you could explain that more? Rani, crezi că ai putea să explici asta mai mult? No. Nu. Nu, frate, nu vreau să zic cum am obrut-o pe sora mea. Alright, well, your sister Debbie mentioned to us that your little brother was in some type of accident. What can you tell us about that? Ce că ne-a zis de accident, Debbie, că frate tu mai mic, cum îi zice, a fost la un accident, gen, și s-au întâmplat chestii, ceva cu corpul lui, ne poți menționa mai multe despre chestia asta? No, ce, nu? What she's talking about. Nu știe despre ce, despre ce vorbește. Yeah, but in the email she sent us, she said that you might be mistreating your little brother. Not caring for him. Opa, zea Deli, zice, ne-a mai zis în email că s-ar putea ca ție să nu-ți pese de fratele tău mai mic și să nu ai grijă de el. Listen, he is well cared for and well fed. Ci că ai grijă, este foarte bine întreținut și este foarte bine mâncat, ce zic, gen, e hrănit foarte bine. He's fine. E ok. What? Ok, that's enough. I feel like I'm being interrogated here. I'm done with these questions. You guys need to go. Mamă, îi da afară, boys. A zis că și că stop, că deja mă simt interogat și nu place chestia asta. Voi trebuie să plecați. Vrea să-i dea afară. Listen, I don't want to interrogate you. Nu vreau să te interoghez. Și nu vreau să te ofensez. I heard some things from Debbie and I don't feel comfortable leaving here without checking on your little brother and making sure he's okay. Ok, deci a zis că și că, bă, frate, noi o să plecăm, însă prima dată, având în vedere ce mi-a zis Debbie, vreau să văd și care-i treaba cu frate tu, să fiu eu în siguranță că e ok și după plecăm. Și că vrei să fii sigur că fratele meu este ok? Bă, dar pe bune, n-are nici sens asta. Ce-ți pasă? Yes. Da? Ok. Vrei să vedeți pe fratele meu mai mic, bine? Dar după asta trebuie să plecați. Ok, yeah. Ok. Ar fi foarte tare. Can we go see him now? Puteți să mergem acum să-l vedem? Yeah. Okay. Da. Ok. Hai. Hai să mergem să-l vedem. Ok, yeah. Ok, boys. Mamă, e ciudat. Care e treaba cu frate su? Uite că zice și Chester, bă, ce strică, ca fel de frică.
Ce naiba se întâmplă, fraților? Listen, this kid's been through a lot lately. You don't want to do anything that might excite him. Și că ai grijă că copilul ăsta a trecut foarte multe chestii în ultimul timp. Nu vrei să faci nimica care să-l supere, i-a spus. Ok. La ce se referă? Nimeni nu știe, bro. Bro, ce stări, nimeni nu știe. Billy? Are you there? Ești acolo? Billy, there's some nice people here who want to see you. Billy, sunt niște oameni foarte buni aici care vor să te vadă. Open the door. O să deschid ușa. Mamă. Mamă, ce e aia? Fraților, ce e aia? Ăla-i Billy? Ce că salut, eu sunt Parker, sunt prieten cu sora ta Debbie. Bă, ce e asta? Bă, ținut în lanțuri. Vrei să fim siguri că ești ok? Is your brother taking good care of you? Fratele tău se ocupă de tine? You need to tell us if you want us to help you. Trebuie să ne spui dacă vrei să te ajutăm. Is your brother giving you enough food? Fratele tău îți dă destul de mâncare? Enough! Mamă! Ce că gata, nu mai vreau să vorbiți cu el. Food, mamă, uite, boys, toți zice food, toți zice mâncare. Gen. Adică, nu știu, s-ar putea ca ăla să-i dea destul de mâncare și creatura care s-a transformat, el să vrea și mai multă. Ce, că îi dai de mâncare? E ok. Primește destul de mâncare. Ci că, hai, că știți târgul pe care l-am vorbit. Cum zice, l-ați văzut, acum trebuie să plecați. Hai să plecați. Nu, nu, așteaptă. But it's really late and we drove all the way here. Do you think it's possible that we stay the night? You want to stay the night? Yes, just one night, please. We're too tired to drive home now. I have some things to finish outside. I don't want you bothering me or snooping around. Understand? Mamă, băieți, bă, proastă decizie. A zis ăsta, hai să plecați. Și a zis că frate, stai, că noi am condus până aici, suntem foarte obosiți, acum să ducem înapoi, iar trebuie să conducem și suntem super obosiți, nu putem să rămânem pe seara aici. Și ăsta a zis, tu chiar vrei să rămâi pe seara aici? Și a zis, da, și a zis, bine, să nu mă deranjați, că eu am niște treabă, o să-i duc într-o cameră. Doar o să mergem în pat. Și să nu mai deschideți ușa aia din nou. Mai ați auzit? Da, te-am auzit. Nu o să deschidem. Și că și când răsare soarele, sunteți plecați deja. Ce stai? De ce vrei să stai aici? Și că nu ți se pare că acești băieți, special el, este periculos? I don't think he's taking care of him at all. Nu cred că are grijă de fratele lui nimic. A trebuit să ne îngrijorăm ca să avem grijă de noi, băi, prima dată, după de alții. Corect, corect, bravo, Chester. I don't know, but I'm concerned about what's happening in this house. And we still need to talk to Debbie. She's the one who sent us the email. Dude, no! We gotta go! This guy's nuts! Come on, we gotta talk to Debbie. Și că frate, trebuie să plecăm, că tipul ăsta e nebun. Și ăsta zic că, și că nu, că trebuie să vorbim cu Debbie. Dar unde-i Debbie, fraților? Unde-i Debbie? Că nu o văd. Unde naiba-i Debbie? Că nu am văzut-o deloc. Acolo-i Debbie, what? O să bate la aia la ușă, acolo-i camera lui Debbie. Mamă, băi, dar voi vedeți locul ăsta cum arată. Hai să vedem. Debbie? Dude, she's not saying anything. Nu zice nimica. Băi, și dacă Debbie nu există, gen, și era în sacul ăla. No, wait. What are you doing? Doar ați deschid-o așa. Boys, Debbie nu e niciunde. She's not in here. Fraților, unde-i Debbie? Where could she be? Mamă, ce naiba e aia? Well, in case she comes back, I'm gonna set up a camera. În cazul în care vine înapoi, o să pun o cameră. Băi, fraților, unde-i Debbie?
Mă sperie, frate, că nu știu de-i Devi, man. Ia uite papucii ei. Hopa, hopa, poate aici. Ce-i asta? E o șosetă aici. Ce chestia aia, bro? Bro, don't be snooping around too much. Bro, nu te mai mișca pe aici. Ok. Ok. What's this? Rebook, ia. Yeah. Ah, notebook. Ia uite, boys, a găsit Chester jurnalul lui Debbie. Ia uite, fraților, aici cred că o să ne dăm seama de o chestie. Deci aici, zice, era ea cu Billy și cu Ronnie, da, fratele mai mare. Era o familie fericită. Așa, următoarea pagină. Următoarea pagină, Ronnie s-a enervat că ea și cu Billy se ascundeau sub pat. Cred că asta vrea să simbolizeze imaginea asta. După s-au dus în pădure. Și după l-a pierdut pe Billy. What are you doing there? Chester, ce faci acolo? Așteaptă. După i-a început să plângă că l-a pierdut pe Billy. Și după a venit monstru ăsta care zice că ar trebui să fie Billy. Bă! I just set up the camera. Chester, am pus camera. Hai să mergem multe prin casă, mamă, voi ați zis și voi, băi, și după e desenată cercul de-alea, găuri negre desenate. Uite la pozele astea. Cred că se întâmplă ceva cu fata asta. Sunt doar desene. Copiii întotdeauna desenează chestii ciudate. Da, men, da, totuși. O să mă pun să pun o cameră. Mamă, boi, zi, ciudat. E ciudat rău. Stai că trebuie să vezi asta neapărat. There's something else I want to go check. De ceva altceva ce vreau să văd. Hai să vedem ce mai exact. Și că pun niște camere prin casa asta. Ok. Bun, pune camere peste tot, fraților. Am pus câteva camere. Și acum vrea să pună una în camera lui Billy. Mamă, Billy e înăuntru, boys. Nu, poate să aștepte până să meargă la baie sau ceva de genul. Billy? Billy? I want to see what this guy is doing outside. Și că hai să vedem ce face băiatul ăsta, ce face Ronnie afară. Boys, îngroapă chestia aia. Ba, acolo o fi că e Debbie, ce ziceți? E Debbie acolo? Ce naiba face? Ce naiba face? Băi. Mamă, cred că l-a văzut. Hai. O să deschidă ușa la Billy. Mamă. Okay, so I think this guy's done. Mamă. Ok, mamă. Deci ăla e cameră cu Billy și ăsta Chester se uită la ăsta cum își îngura pe sora, probabil. Cred, boys, nu sunt 100% sigur, dar cred că e sora sa acolo. Mamă. Uitați-vă la Billy ăsta. De ce ești în lansuri? Oare de ce e lansuri? Ce vrei? Cheie. Vrea cheia. Vrea cheia de la lansuri. Mamă, uite-o. Bă, nu-i da cheia, băi! Nu-i da cheia. L-a văzut iară. L-a văzut. Fugi după el, mamă. Parker, ai grijă. Boys, ce se întâmplă? Ăla era Ronnie?
Gen, cred că era Ronnie, dar parcă, nu știu. Chester! Dă-mi aia înapoi. Ba nu, se bate cu Ronnie, gen, că l-a filmat că tipul îngropa. Ce se întâmplă? Dă-mi camera, dă-mi camera, chiar acum. Dă-mi camera, alo, alo, alo. Cică a început să mă atace, bă, ăsta e nervos că l-a filmat. Cică. Dă-mi camera. Cică nu ar fi trebuit să te înregistreze, scuze. Cică plecați naiba din casa mea. Cică Chester, șterge orice ai filmat. Pe bune? Da, hai că a șters, că noi am văzut deja. N-a șters nimica. Hai, șterge. Okay, I deleted the footage. Okay, he deleted it. Okay, da, l-a șters, că de-aia l-am văzut înainte. Ronnie, please. The footage is gone. It's really late. If you'll let us stay, me and Chester will just go to sleep. Is that okay? E okay? E okay să plecăm? Ăsta a plecat de aici, n-are nicio treabă. Bă, Ronnie, ăsta ascunde ceva... ceva murdar. Dude, he attacked me! Hey! You didn't go in this room again. Right? Ce că nu ai fost din nou în camera asta, nu mamă, dar i-a zis să-mi deschidă ușa asta? No. No. I didn't. No. Mamă, mamă. Bă, dar unde e Debbie, fraților? Asta mă interesează pe mine, unde e fetița? Gen soră sa mai mică. I don't know. Well, why did you leave the door open to Billy's room? It was a mistake. I got all the cameras set up. Acum zice, deci acum își admit greșelile. Bun, îl filma pe ăla, altul a lăsat ușa deschisă la Billy. Hai să mergem în cameră și să ne culcăm. Ok, ok, hai să vedem. Să vedem despre ce e vorba, fraților. Bun, deci ăsta e dormitorul lor, doamne, arată oribil, boys. Și na, aici îi explică ce a văzut, gen, că pe ăla îngropa pe cineva. I'm very concerned right now. I-a zis cum ești îngrijorat, sunt foarte îngrijorat, se vede pe tine, parcă ești doar, ești doar, ești, nu poți să dormi noaptea la ce îngrijorat ești. Dude, forget about his little brother. I'm telling you, Ronnie's dangerous. Și că a zis, și că uite de frate, sub băia asta a îngropat pe cineva. Trebuie să plecăm de aici. I went into Billy's room earlier. He was literally chained to the wall like an animal. Do you know how disgusting that is? Mamă, și că frate se era legat de perete, frățiorul, poate frate se legat de perete, că nu mai e un om normal acum. Yeah. So de ce ai vrea să stai pe lângă frate Ronny? Trebuie să stăm aici, neapărat, zice el. Dar locul ăsta arată oribil, nu vreau să stau aici. Oamenii ăștia te-au invitat în casa ta. Bă, v-a invitat Debbie, dar Debbie nu mai e pe aici, bro. N-ar trebui să zici chestii de genul. Mamă, deci parcă ăsta, băi, zi, prea nebun, n-ai cu el. Hai să vedem. E prea nebun, efectiv. Hai, se culcă. Ok, noapte bună. Se culcă, boys, hai să vedem. Vine noaptea. We go to sleep. Partea noastră preferată. Hai să vedem ce se întâmplă aici, boys. Cât timp ei dorm. Bun, deci ora 1.46 dimineața ei dorm, da? Ăsta-i hall-ul. Camera lui Debbie. Unde n-ai bai Debbie? N-ai niciunde Debbie. Camera lui Ronnie. Ronnie e foarte agitat, după cum puteți vedea. Ronnie e agitat rău de tot. Și asta e camera lui Billy. Bun. Jumătate de oră mai târziu. Ăștia normal. Debbie normal. Hai să ne dacă se vede ceva ciudat. Ronnie în continuare e agitat, bro. Ronnie pleacă. Hopa. Hopa, pleacă. E pe hall. Unde se duce? Se duce camera lui Parker și lui Chester. Oh my god. Oh my god. Ce face Ronnie aici? Ce face Billy?
Boys, ce vrea să facă? Mamă, boys, deci nu știu dacă mă ia pe mine gura pe dinainte, dar mi se pare mie sau Billy, gen, o să vi se pară spărgea ce zic, dar e de treabă. Gen, Billy a simțit că Ronnie, gen, sunt asta Ronnie a făcut ceva la Billy și Billy a simțit că acum Ronnie vrea să le facă ceva și lui ăștia și da așa în perete ca să se trezească, gen. Eu cred că Billy e de treabă, știu că sunt absurd, dar hai să vede dacă am dreptate sau nu. Uite, vezi? Billy da așa gen ca să-l atragă pe ăla, să nu le facă ceva rău la parcă și la Chester. Uite, a țipat. Mamă. Se duce Ronnie la el. Hopa, ce are Ronnie acolo? A, cred că are mâncare. Mâncare, fraților. What is it now? Ce e acum? Ia zi, ce se întâmplă? Bă, dar unde-i Debbie? No! No! Asta-i toată mâncarea pe care o primești. You know why I can't change. She was your sister! Mamă, i-a zis că știi că știi și tu de ce nu te pot dezlega. Era sora ta. Cum adică era sora ta? Ăsta și-a mâncat sora? Bro... Camera lui Debbie goală în continuare. Mamă. Uite ce ai făcut. Ai dat mâncarea pe jos. Mamă, cred că o să-l prindă pe Ronnie și o să-l omoare, fii atent. Mamă, boys, se întâmplă chestii ciudate. Bă, dar unde-i Debbie, frate? Nimic în camerele lor. Ia uite, acum cred că Billy atacă. Eram sigur. Atacă, eram sigur. Eram sigur, l-a pus jos pe Ronnie. Uite-l pe Billy, băi. No, ok, băi, cred că m-am răzgândit, Billy, nu e de treabă. M-am răzgândit de la decizia mea luată destul de rapid. Clar nu e de treabă. Camera lui Debbie, nimica. Bro, acum e un paian, gen, ce naiba se întâmplă? Băi, voia să zici, tocmai am văzut, n-am mai văzut chestia asta în viața mea. Era un paian, gen. Bro? Ok, ora 3 dimineața. Acum bănesc că o să se trezească băieții. Cineva râde Billy. Chester își pune ochelarii. Mamă, băieți, Billy râde. Gen, râde pentru ce a făcut, că i-au omorât pe amândoi? Că și-au omorât frații? Hai să vedem ce chestia aia ciudată. Zice, frate, nu putem să vedem. Uite-l pe Ronnie! Oh! Nu l-am omorât! Boys, le-a pe Ronnie! Bă, ce se întâmplă? Mamă, bă, ajutați-l pe Ronnie, mă! Chiar dacă a fost nesimțit, ajutați-l! Fraților! Mamă, îl mănâncă picioarele, bro! Mamă, bro, i-a mâncat piciorul, voi ați văzut? Ce tocmai a făcut? Frate, trebuie să fugim neapărat. Băi. Mamă, trebuie să fugă. Fugiți de aia de aici. Cine a fost aia? Mamă, i-a mâncat piciorul ca pe spaghete. Bă, fugiți de aici. Cred că asta s-a întâmplat și cu Debbie. Da, eu cred că asta s-a întâmplat și cu Debbie. Fugiți de aici. Hai să regăsim mașina, hai, fugiți. Fugiți, bro, pe bune. Nu mai e loc, fugiți. Mamă, ce e asta? Uite, vede și locul ăla în care a fost îngropat. Hai să vedem, boys. We went home and started research intensive confirm what happened to Debbie. Cică am ajuns acasă și imediat am început să căutăm, să vedem, poate aflăm ce s-a întâmplat cu Debbie. Ok.
We're going to find other family members and her school phone number. Și că nu am putut să găsim alte rude, însă am găsit telefonul, numărul de telefon de la școala unde mergea. Ok, și ce-au aflat? N-am mai fost la școală de 3 săptămâni. Mamă,